În timpul războiului, peste 10.000 de jurnaliști au îndeplinit cu mult curaj activitatea profesională și civică pe front. Fiecare al patrulea dintre ei a murit. Datorită acestora, noi știm astăzi adevărul despre acel război teribil. Postul Accent TV a dedicat faptelor eroice săvârșite de colegii noștri, corespondenților militari, fotografilor și cameramanilor un proiect special. În fiecare zi vom vorbi despre exemplele de curaj și profesionalism al jurnaliștilor din timpul Marelui Război Patriotic. Aceste mici povestiri le puteți vedea imediat după știri, iar versiunea completă a documentarului îl vom prezenta de Ziua Victoriei, 9 mai. Filmul despre care vorbește întreaga Federație Rusă acum și pe ecranele din Moldova. În capitală a avut loc premiera filmului regizat de Constantin Habenski, Sobibor. Pelicula relatează despre singura evadare de succes din lagărul morții aflat pe teritoriul Poloniei, ocupat în acea perioadă de fasciști. Premiera filmului a avut loc la cinematograful Patria Loteanu. Aceasta a fost fraza cheie rostită de protagonist la mijloc de film, cuvinte care au dat o turnură neașteptată în istoria lagărului de concentrare Sobibor. Regizorul peliculei este cunoscutul actor rus Constantin Habenski. Tot el este cel care interpretează rolul protagonistului Alexander Pecerski, soldat al armatei roșii, care în 1943 a săvârșit o adevărată faptă eroică, cunoscută de toți cei care au venit la cinematograf. Acest lucru însă nu a diminuat din interesul față de film, mai ales că ultimul este inspirat dintr-o poveste reală. Este vorba nu doar de Holocaust, despre o faptă eroică, despre pregătirea oamenilor de a-și schimba propriul destin și de a ieși învingători. Este o poveste extraordinară. Cunosc această istorie din cărți, iar acum o pot vedea și ecranizată. Ca любой film care отражає Велику Отечественну войну. Ca oricare alt film despre Marele Război pentru apărarea patriei, acesta trezește un mare interes din partea publicului. Mulți ani au trecut de atunci, iar ceea ce vedem acum este o nouă viziune asupra acelor evenimente, fapte, documente noi. Astfel de filme sunt mereu interesante, chiar dacă cunoști despre ce este vorba. Ambasada Rusiei în Moldova și Rosotrudnicestvo sunt cei datorită cărora filmul a ajuns pe ecranele de la noi. Avem oaspeți din ambasada Rusiei, Republicii Belarus, societății civile. Au venit mulți oameni de la cei tineri și până la veteranii de război. La baza scenariului se află jurnalele personale ale călăilor care activau în lagărul morții, coșmarul scenelor de violență al zidurilor acoperite de sânge omenesc, mirosul insuportabil de ars după foc pare să fi se răspândit în sala de cinematograf și doar în Sobibor au fost curmate 250.000 de vieți omenești, persoanele de origine evrească au fost asfixiate cu gaze, au fost însă eroi care au reușit să fugă de această soartă, iar după cum se pare cei care au urmărit filmul își vor aminti încă mult timp sau poate chiar întotdeauna evenimentele acelei epoci. Îmi cer scuze pentru emoțiile pe care le am acum. Sincer, cred că cele întâmplate trebuie povestite copiilor. Nu putem da uitării acei ani. Am doi copii și le recomand tuturor care au copii să facă la fel. Recomandui всем, кто у кого есть дети. Молодежь должна знать такие фильмы. Tinerii ar trebui să cunoască astfel de filme, să fie educați așa încât să trăiască în pace și în armonie. Ne doare pentru poporul evreiesc, ne doare că a fost supus unor astfel de chinuri. Un evreiesc народ, который пережил эти все муки. И вот этот фильм Acest film mi-a ajuns la inimă. Am avut impresia că am fost prezentă la toate cele ce s-au întâmplat. De parcă aș fi fost în pielea unui evreu și am trecut prin ororile lagărilor de concentrare. Cei care au luptat între viață și moarte sunt cu adevărat luptători. Desigur că Habenski este bravo. Ideea sa este una minunată. Filmul este unul calitativ. Nici nu am așteptat la Habenski să fie atât de bun în calitate de regizor. Filmul regizat de Habenski va fi prezentat în mai multe țări. Acesta a pornit într-un turneu care a început pe 23 aprilie la Varșovia și se va sfârși pe 9 mai la Berlin. Mai mult, pelicula vine nu doar să glorifice faptele eroilor ale acelor timpuri, ci să și întindă o mână de ajutor celor aflați în dezgrație. 5% din costul fiecărui bilet vor fi transferate în fondul sprijinirii copiilor bolnavi.